Lipsit pe capete de la examenul de suplinitori. Corectitudinea i-a determinat să plece în concediu, un loc să-și dea testele. Cel mai probabil ca și elevii la BAC s-au temut de camerele montate în clase. Altfel, nu se explică de ce jumătate dintre cei înscriși au preferat vacanța în loc să profite de șansa lor. Vă considerați dumneavoastră un profesor de ce notă? Peste 7 în orice caz. În realitate, ei sunt profesorii care au luat note de 2, 3 și 4 la titularizare, un examen la care s-a picat pe capete. S-au înscris să obțină măcar un post de suplinitor, dar doar jumătate au mai ajuns și în săli. Au fost puțin pentru că bănuiesc că nu au fost pregătiți. Au fost la educație fizică 6 și cu o educatoare 7 în toată sala. Sper să nu se corecteze prea drastic. Se cer prea mult de la noi și na, ne plătește foarte puțin. Dar sunt și alte explicații. Corectitudinea pe care noi am cerut-o în desfășurarea acestui examen să-i fi determinat pe cei care nu sunt foarte bine pregătiți să opteze în a pleca eventual în concediu și a nu mai încerca să obțină o notă de trecere. Și au nevoie de o notă de trecere. Dacă nu iau măcar un 5, nu rămân la catedră. Cei mai mulți au ieșit din examen dezamăgiți. Destul de greu a fost. Nu pot să spun că a fost așa, pentru că subiectele au fost... Unii mi s-au părut grele. A fost mai complicat anul acesta. Mult mai complicat. Păi subiectele au fost stufoase, s-a cerut foarte mult. Greu, cu la fel ca la titularizare. Dacă rezultatele vor fi la fel ca la titularizare, din toamnă riscăm să rămânem fără dascăli. Sunt peste 40.000 de posturi de suplinitor și doar 10.000 de candidați s-au prezentat la examen, iar o parte dintre ei nu vor promova examenul. La sfârșitul lunii august, suplinitorii vor fi repartizați în ședință publică. Pentru posturile care vor rămâne vacante, singura soluție sunt profesorii pensionari.